Fermierii din Mehedinți au putut afla performanțele într-o campanie de prezentare care a avut loc în apropierea comunei Gârlamare. Numai că prețul poate ajunge și la 350.000 de euro și nu este accesibil oricui, ci doar marilor fermieri. Avantajele tractoarelor articulate și șenilate sunt 4 puncte de contact cu solul în permanență, suprafața mare de contact care îți oferă o tracțiune crescută și odată cu tracțiunea crescută crește eficiența, viteza de deplasare și scade consumul de combustibil. Deși fermierii au nevoie de astfel de utilaje, cu greu și le pot permite. Îi spun că în condițiile actuale de creditare pe care le oferă băncile este imposibil să achiziționezi un tractor atât de scump și să-l plătești în doar 5 ani, așa cum vrea banca. Dacă vrem să achiziționăm utilaje fără a accesa fonduri europene, e foarte greu pentru fermierii români datorită politicii bancare din România. Și dacă îmi permiteți, sunt unul din fermierii care am întâmpinat greutăți până la urmă cu băncile, ne finanțează pe o perioadă scurtă. Din păcate, astăzi termenul de plată pentru un astfel de tractor, dacă nu este accesat pentru un proiect, este de 5 ani de zile. Este foarte greu de achitat, mai ales în cazul în care ai parte de niște ani secetă sau grindină sau diferite probleme din cauza vremii. Situația este similară și pentru fermierii mai mici, care și ei se plâng de condițiile de creditare pe termen scurt. Pentru fermierii mici ar trebui unele tractoare care au o capacitate mai mică, dar din păcate băncile din România sunt susceptibile în privința acordării creditelor și e foarte multă birocrație pentru a putea achiziționa astfel de utilaje. Din cauza lipsei de bani pentru investiții, cei mai mulți fermieri din Mehedinți nu-și pot permite decât să achiziționeze utilaje la mâna a doua.